Gardă! Stai! Gardă, pe loc, te pauzi! Gardă, drepți! Trei pași înapoi, mărți! Unu! Gardă, vă aliniați! Gardă, drepți! Gardă, pe loc, de pauză! Intonarea imnului de stat al României. Gardă, drept! Gardă, pentru onor înainte, prezentați! Deșteaptă-te, române, din somnul yeah.
strigă toți, ori moarte strigă toți. Preoți cu crucea-n frunte, căci oasta e creștină, deviza-i libertate și scopul e prea sfânt. Și scopul e prea sfânt. Muri mai bine în luptă cu glorie de plină decât să fim sclavi iarăși în sfântul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. Gardă, drept! Gardă, pe loc, repaus! Stimați invitați, vă rugăm să permiteți trecerea în ceremonialul religios. Gardă, drept! Gardă, descoperiți! Gardă, pe loc, de pauză! Dumnezeu, Cenție Hristoase, Dumnezeu nostru, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care, primind-o într-un jertfelnicul Tău, cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul preasfântului Tău Duh. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ce lace prin adâncul înțelepciunii, cu iubire de oameni toate le ghivernise, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Bunule, ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi. Înspre Tine nădejdea și-au pus pe păcătorul și ziditorul și Dumnezeu. Avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le l-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire. Omenește, Doamne, sufletele sufletul meu și și judecățile tale vor ajuta mie. Rătăcit-am ca o oaie pierdută, caută spre robinări. Că poruncile tale nu le-au uitat, aleluia. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm și auzi-ne. Și ne miluiește. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire, eroi, ostași, luptători români din toate timpurile, din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori, pentru apărarea patriei și credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, pentru ca sertelor toată greșeala de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește!
Încă ne rugăm pentru odihna spre adormiților Dumnezeu, Ștefan Arbănaș, Stavarache Andoni, Nicu Angelescu, Gheorghe Angelescu, soldat, Vasile Anton, soldat, Gheorghe Anuții, soldat, Vasile Paraschivi, soldat, Achive Ioan, soldat, Toader Angel, soldat, Guță Arion, soldat, Vasile Angel, soldat, Balcanu Ion, sublocotenent Botez Constantin, sublocotenent Băicianu Ion, sergent major Gheorghe Baciu, caporal, Belciu Ion, sergent Gheorghe Bițoiu, caporal, Alecu Butucaru, caporal, Alecu Pălan, caporal, Gheorghe Bejenaru, soldat, Gheorghe Botezatu, soldat, Gheorghe Bodea, soldat, Sandu Bodea, soldat, Vasile Vârsan, soldat, Dumitru Bejenaru, soldat, Dumitru Vârsan, soldat, Tănase Băruț, soldat, Ion Burnichi, soldat, Gheorghe Bogatoiu, soldat. Robii lui Dumnezeu, Mihai Ciucă, sublocotenent, preot, Gabriel Chiticaru, major, Chiriac Chitcoace, caporal, Costică Comanac, caporal, Mihai Cobzaru, caporal, Ștefan Chiper, caporal, Ion Corodeanu, soldat, Alecu Ciobanu, soldat, Neculai Ștefan Ciobotaru, soldat, Gheorghe Ciobanu, soldat, Druguleț Mihai, capitan, Gelu Dogaru, caporal, soldat Sandu Drăgășan, soldat Vasile Tudu, soldat Costică Dima, soldat Chiriac Draguleli, soldat Petrache Drăgăstan, soldat Ion Danila, soldat Miron Dumăchiță. Capitan Ghindaru Grigore, caporal Găburici Gheorghe, soldat Goaga Arghir, soldat Huțanu Ion, caporal Iorga Niculai, caporal Iancu Mihai, caporal soldat Iosub Angel, soldat Ionel Petre, soldat Jitaru Constantin, soldat Lupan Octavian, soldat Leahu Constantin, soldat Lupașcu Tănase, soldat Login Pavel, soldat Lăcătușu Mihai, soldat Luca Ștefan Petre, sublocotenent Miron Constantin, sergent George Mihai, sergent Moneaga Petru, soldat Mihai Ion, soldat Martin Gheorghe Avram, soldat Moise Ștefan, soldat Martin Gheorghe Petru, soldat Mihailă Ion, soldat Mihailă Constantin, soldat Gheorghe Munteanu, soldat Miron Alexandru, caporal Mocanu Toader, caporal Negri Constantin, caporal Naum Dumitru, soldat Negri Sandu, soldat Negri Gheorghe, soldat Orban Loică, soldat Olteanu Grigore, soldat Oancea Alexandru. Și pentru robii lui Dumnezeu, sergent Păscălin Stănică, soldații Pelin Sandu, Părăoanu Niculai, Panțăru Ion, Pelin Ioan, Popa Ne Ioan, Rusu Ștefan, Rusu G. Niculai, Rusu Vasile, Rusu Costică, Samoilă Ion, Săpunaru Costică, Șilochi Ștefan, Spoială Vasile, caporal Trofin Gheorghe, soldații Tamaș Sandu, Tiutiu Victor, Țățaru Aurel, Tiutiu Vasile, Tănase Gheorghe, locotenent Tudoreanu Nicolae, sublocotenent Tudoreanu Gheorghe, soldații Tudoreanu Ghiță, Tănase Grigore, Tuduriu Ernest, Tamaș Ion, Tarca Gheorghe, Ursac Alecu, Vacaru Pavel, Bisdoschi Mihai, Zaharia Grigore, sublocotenent și soldatul Zanfir Ion. Gheorghe Erou, Ion Erou, Gheorghe Erou, cu tot neamul lor, l-a dormit Patriarhii României, a dormit în Domnul. Și pentru ca să le se ierte tuturor toată greșeala de voie și cea fără de voie. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să-i cerem Domnului să ne rugăm. Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul, care-i călcat moartea
și pe diavole surpați și ai dorit viața lumii tale, însuți Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, odihnește-le în loc luminat, în loc de odihnă, un loc unde nu este durere, întristare și suspin. Și orice greșeală o săvârșit ei, prin cuvânt, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna spre adormiților pe tăi, eroi ai neamului românesc, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm plână și celui fără de început al tău, Părinte, preasfântului și bunuși de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților, robilor tăi, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Domnului să ne rugăm. Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfarem războaiele cu braț înalt, Cel ce prin negreita întrupare și prin pătimirea de bunăvoie a unei a născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învierea. Auzi-ne pe noi care ne rugăm acum puterii și iubirii Tale de oameni, pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul nostru, călăuzindu-L de biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea Ta de oameni să rânduiești în cea Ta aleșilor Tăi sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroic. Sufletele acestora, ca un nor de marturi, ne stau înainte și locurile unde odihnesc osemintele lor păzesc hotarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge adapă vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta, dezleagă și iartă-le lor orice au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numeri în oastea sfinților mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea ta, Dumnezeule, să fie așezați cu sfinții, ca acești viteji ostași purtători de biruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, dreptule judecător, dăruiește-le în schimb și cu luna dreptății. Iar nouă celor care, datorită lor, trăim acum liberi, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor, să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei împărăției Tale, și pentru jertfa înaintașilor noștri, binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor de pretutindeni. Pe conducătorii țării și armata țării, dăruindu-ne biruință asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Tu fericită adormire veșnică, odihnă-vă, Doamne, sufletelor adormiților, robilor Dumnezeu, eroi ai neamului românesc, din toate timpurile și din toate locurile și lefelor, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și lefă lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Din neam în neam pomenirea lor și le fă veșnică pomenire. Hristos a înviat.
se odihnească cu dreptul să-i numere, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Stimate domnule vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău, distinse domnule primar, distinse autorități locale, stimate domnule general, distinse autorități militare, dragi cadeți, iubiți credincioși, preacucerniciile voastre și nu în ultimul rând, toți iubitorii de neam și de țară. Este un moment deosebit astăzi, în ziua de prăznuire a înălțării Domnului la cer, atunci când de mai bine de un secol în mod oficial, deși cu o anumită degrevare, în ghilimele, în perioada comunistă, se sărbătorește și ziua eroilor neamului. Ziua în care sunt pomeniți toți cei care au căzut în toate timpurile și în toate locurile, în diverse spații, știuți și neștiuți. La acest moment, înainte de mesajele obișnuite, am bucuria de a transmite mesajul înalt preasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscop al Românului și Bacăului, care este unul în contextul actual al societății, al crizelor spirituale și geopolitice pe care le traversăm, dar și în contextul acestui mare prasnic și a marii sărbători a înălțării Domnului. Comemorarea eroilor neamului românesc de fiecare dată este un prilej de aducere aminte, cu respect și recunoștință, de sacrificiul soldatului român împlinit în lupta pentru libertate, demnitate și independența națională. Ostașii români au luptat pentru valorile noastre fundamentale și au pus în pericol viața pentru ca noi să putem trăi în pace și prosperitate, bucurându-ne de moștenirea spirituală pe care ne-au lăsat-o prin testament. Eroii sunt modele de devotament, de sacrificiu. Sunt pilonii pe care se clădește mândria și identitatea națiunii române, iar noi le datorăm recunoștința noastră pentru jertfa pe care au adus-o pentru țară și neam. Fiecare erou căzut la datorie este asemenea unei lumini care luminează în întuneric, un exemplu de curaj și devotament pentru fiecare locuitor al acestei țări, care simte și încă mai gândește românește. Ei merită să fie cinstiți și respectați nu doar cu prilejul momentelor comemorative pe care națiunea română le-a consacrat amintirilor, ci în fiecare zi a existenței noastre, rememorând suferința și sacrificiul lor, exprimându-ne recunoștința profundă și păstrând vii idealurile pentru care s-au jertfit. Este datoria noastră de români și de creștini să amintim mereu de acești eroi, să-i onorăm prin angajamentul nostru de a apăra valorile fundamentale naționale și să le transmitem actele de vitejie mai departe, pentru ca generațiile următoare să înțeleagă importanța sacrificiilor pentru țară. Doar astfel vom fi demni de sacrificiul lor și vom păstra neuitate valorile pentru care aceștia au luptat și au murit. Numele eroilor și martirilor români se contopesc cu istoria și spiritualitatea poporului, iar jertfa lor curată va rămâne mereu în inimile noastre ca o icoană a demnității noastre. În fața eroilor ne-a angajat să fim vrednici de moștenirea lor și să împlinim idealurile pentru care s-au jertfit. Astăzi, la marea sărbătoare a înălțării Domnului, ne înălțăm și noi gândurile către ceruri, aducând un sincer omagiu eroilor și martirilor noștri. Să rămânem uniți în credință și să manifestăm demnitate și respect pentru jertfa lor. Să le cinstim mereu amintirea și să ne străduim să devenim mai buni, pentru ca sacrificiul și speranța lor să nu fi fost în zadar. În acest moment solemn de sărbătoare națională, ne exprimăm recunoștința și admirația pentru eroii români căzuți pentru toate timpurile și toate locurile de luptă, pentru libertate și demnitatea națională, pentru că ei sunt simboluri ale curajului, devotamentului și patriotismului unui neam binecuvântat de Dumnezeu. Dumnezeu să încununeze jertfa eroilor neamului și să primească rugăciunea noastră
la altarul Preasfintei Trăim. Semnează Ioachim, arhiepiscop al Romanului și Bacăului. Vă mulțumim! Gardă, drept! Gardă, acope, drept! Gardă, pe loc, repaus! Invităm la cuvânt pe domnul primarul orașului stațiune Târgocna, domnul Emilian Ciobotaru. Hristos s-a înălțat! Preacucernici părinți, distinse domnule general, distinse domnule vicepreședinte a Consiliului Județean Bacău, Gelu Panfil, distinse domnule colonel și domnilor colonei, stimați comandanți ai unităților și instituțiilor de pe raza orașului Târgocna, aparținând Ministerului de Justiție și unităților de învățământ, dragi și distinși locuitori ai orașului nostru, dragi elevi, astăzi o zi încărcată de emoție, de istorie, de patriotism aici la Târgu Ocna. Este tradiție să marcăm în această zi minunată de 25 mai, ziua înălțării Domnului nostru Iisus Hristos și totodată ziua eroilor. Toate aceste meleaguri pe care noi trăim și viețuim astăzi au fost spălate cu sângele bunicilor și răzbunicilor noștri. Este o mare responsabilitate din partea noastră să păstrăm zilnic și totdeauna memoria acestor oameni care au dat tot ce a fost mai suprem din dumnealor. Evenimentul de astăzi a început de dimineață sus pe muntele Măgura, când soborul de preoți slujitori și preacucernicii părinți au transmis și au făcut o slujbă de binecuvântare pentru eroii de acolo de sus, de pe înălțimea Măgurii, și vom continua astăzi. Ce poate fi mai frumos când într-o zi de sărbătoare un tânăr vlăstar a orașului nostru, un băiat inimos, elevul Blaga, Cosmin, ne va transmite un gând și câteva mesaje pe care trebuie să le gândim cu toții, să le reflectăm și să le punem acolo în suflet. Vă mulțumesc! Cernici părinți, înalte oficialități și dragi cetățeni, bună ziua! Astăzi este o zi mare, plină de încărcătură emoțională și spirituală, deoarece comemorăm și omagiem eroii neamului românesc și sărbătorim înălțarea de-a dreapta Tatălui a Domnului Iisus Hristos. La ceas de mare sărbătoare națională și creștină îi omagiem pe cei care, de-a lungul veacurilor, prin sacrificiul uman sau material, au creat o stare de spirit, un sentiment al eroismului, al patriei și al dăruirii de sine. Eroii poporului român cu nume cunoscute, dar mai ales necunoscute, unii știuți doar de Dumnezeu, sunt acele personalități care au demonstrat, chiar prin sacrificiul suprem, că pun interesele comunității și ale nației mai presus de interesele proprii. Astăzi suntem datori și onorați în același timp să-i comemorăm și omagiem pe cei care s-au dovedit cei mai bravi apărători ai neamului românesc și ai interesului național și cei care și-au jertfit propriile vieți atât în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, cât și în alte ținuturi de pe alte continente. Actele lor de eroism nu sunt consemnate doar în istoria noastră, ci sunt repere și în istoria universală. Tăria lor de caracter, determinare, hotărâre și dragoste cu care și-au slujit țara ne obligă să păstrăm și permanentizăm valorile patrimoniului național pe care aceștia l-au făurit cu trudă și sânge. Cu smerenie, noi cei de astăzi, români de pretutindeni, în ziua înălțării Domnului Iisus Hristos, îi comemorăm și omagiem pe cei care au apărat și purtat standardul cauzei române de la Viena până în îndepărtata Siberie și cei care cu demnitate au tranșat în cancelarele lumii drepturile și libertățile poporului român. Dintre cei mai cunoscuți eroi, aș vrea să vă vorbesc despre următorii. Constantin Mușat a fost un caporal român ce a luptat în primul război mondial.
în urma pierderii unei mâini, a devenit grenadier. Acesta a căzut eroi pe câmpul celei de-a treia bătălii de la Oituz, la 31 iulie 1917. Ion Grămadă a fost un scriitor istoric și publicist bucovinan. Acesta a căzut eroic la 27 august 1917 pe dealul Cireșoaia. Ghigi Demetriade a fost un capitan din armata română, căzut eroic la 31 iulie 1917 pe dealul Coșna. Acesta este înmormântat în cimitirul din cartierul Tisești. Tot un erou este și Emil Rebreanu, care a fost un sublocotenent din armata austro-ungară. Pentru încercarea sa de a trece în armata română, a fost condamnat la spânzurătoare pentru dezertare și spionaj și executat la 14 mai 1917. Constantin Brăileanu, capitan, comandantul escadronului 1 din cadrul regimentului Vece Roșiori, moare eroic în fruntea ostașilor săi la data de 29 iulie, 11 august 1917, într-un contraatac împotriva trupelor germane în zona Poiana lui Boboc de sub Coșna. Dintre alți participanți la luptele eroice date în zona noastră, îi amintim pe colonelul Olteanu Marcel, comandantul brigăzii 3 greniceri, majorul Virgil Bădulescu, comandantul batalionului de vânători de munte, Ion Misir, scriitor din regimentul 8 Obuziere, autorul cărții de război Fata Moartă. L-aș putea considera un erou și pe Elisei Ursac, un cioban în vârstă de 66 de ani din cartierul Poieni, care ajută batalionul de vânători de munte comandat de către majorul Virgil Bădulescu să ajungă pe cărări numai de el știute până sub Cireșoaia, fără ca inamicul să prindă de veste. Traseul urmat a fost prin Vâlcele, Cucuieți, prin spatele Drăcoaiei, Bogata, spre vârful Titirezu. Datorită lui, ziua se încheie cu un succes incontestabil, trupele române luând peste 600 de prizonieri și cucerind mai multe înălțime. Timpul este prea limitat pentru a vă vorbi despre toți eroi din zona noastră. Astfel, noi trebuie să slăvim eroi acestui neam de viteji. Fără ei, cursul istoriei române s-ar fi fost cu totul altul. Vă mulțumesc de răbdarea pe care mi-ați acordat-o. Da, în numele dumneavoastră, permiteți-mi să îi mulțumesc acestui tânăr elev și iată că viitorul nostru nu rămâne oricum. Distinse domnule general Vasile Genica Apostol, vă rog, ca un oaspete prezent permanent la Târgu Ocna, vă rog să ne transmiteți un mesaj, un gând din partea dumneavoastră și a armei pe care ați reprezentat-o cu cinste atâția zeci de ani. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu și aș începe prin a spune că îmi reconsider cuvântul în urma celor auzite de la acest copil minune și aș vrea să vă spun că poporul român, în inteligența și voința sa de a preamări eroii neamului românesc, a ajuns la concluzia că eroii nu mor niciodată. La această concluzie populară, Nicolae Iorga însă adaugă faptul că ei mor dacă sunt uitați. Iar dumneavoastră și prin ceea ce faceți astăzi aici, contribuiți la nemurirea lor. V-aș ruga de asemenea să-mi dați voie să mă alătur și eu tuturor celor care își exprimă gânduri de recunoștință față de toți eroii neamului românesc și se înclină cu venerație în memoria acestora pentru demersul lor istoric legendar de apărare a gliei strămoșești, a ființei naționale a poporului român, a patriei în întregimea ei și a celorlalte valori spirituale ale acestui popor. Astăzi, la Cireșoaia, când stăteam și asistam la activitățile de acolo, mă gândeam cu fiori de nedescris în suflet la faptul că acolo, pe acele plaiuri, trebuie să pășim cu venerație și cu pioșenie
pentru că oriunde punem piciorul, poate fi locul de unde s-a înălțat la ceruri un suflet de erou. Mulți spun, și este adevărat, dar unii ne-au spus-o într-un alt sens decât cel normal, că noi românii avem mulți eroi. Este adevărat și ei nu greșesc cu nimic, deși n-au spus-o cu bune intenții, pentru că neamul românesc, așezat aici, la răscruce de vânturi, la confluența unor imperii care tot timpul au râvnit la teritoriul nostru din spațiul sacru Carpato-Danubiano-Pontic, au trebuit să-și apere cu arma în mână ceea ce le-a lăsat strămoșii. Iar în timp ce ai noștri erau victime peste victime, cei din Europa erau apărați de această pavăză care o constituiam noi în fața popoarelor migratoare și nu numai acestora. Desigur, și aici chiar am fost atent și am fost bucuros de faptul că cei care vorbesc, inclusiv preoții noștri, se referă și la alți eroi, nu numai la cei care sunt cunoscuți din documentele istorice. Numărul eroilor necunoscuți este incomparabil mai mare decât al celor pe care îi cunoaștem. De ce fac această afirmație? Pentru că noi îi pomenim îndeoseb și le știm numele celor pe care istoriografia i-a consemnat. Dar să ne gândim încă din vechime la cei care au apărat aceste plaiuri și ale căror nume au rămas necunoscute. Trebuie să ne gândim la această categorie de eroi și mai avem încă o categorie pe care unii o neglijează. E vorba de românii pe care diferite împrejurări istorice vitrege i-au găsit în afara granițelor naturale firești. Și mă refer la românii din Transilvania, din Banat, din Bucovina, din Crișana, din Maramureș, din actuala Basarabie, din Moldova noastră, dintre Prut și Nistru, care au făcut sacrificii și culmea a fost, și n-aș vrea să ne gândim prea mult, că ne emoționăm foarte mult, cam ce simțeau ei când depuneau jurământul sub o putere străină, sub monarhii străine sau sub imperiul țarist și erau obligați să lupte român contra român. Am mai spus-o și repet, chiar dacă voi plictisi. Românii, din cauza împrejurărilor în care s-a găsit țara și provinciile care o compuneau, au fost supuși unor metode dintre cele mai groaznice. Au ajuns în situația ca la începutul primului război mondial, cei care luptau în armata austro-ungară, că erau obligați, că altfel erau spânzurați, erau condamnați la moarte dacă refuzau, luptau împotriva românilor pe care sârbii, la rândul lor, i-au trecut în linia întâi pe românii noștri din Voievodina. Și când erau obligați români să tragă împotriva românilor, auzeau cum i-au rănit pe frații lor și cum se vaită acolo unde sunt. Și-am avut foarte multe asemenea aspecte. Noi am avut și cunoaștem, în general, eroii din războiul de independență, din primul război mondial și din al doilea război mondial. În războiul de independență, dacă nu exista un act de trădare, nu aveam nicio pierdere, pentru că România putea, nu România, de fapt România, pe vremea lui Cuza, în 1864, putea să devină independentă cu sprijinul Napoleon al III-lea, dacă nu exista un trădător, n-aș vrea să stric această zi și să mă refer la el. În particular, aș putea discuta. În primul război mondial, cele mai crâncene acțiuni militare au fost aici, în zona noastră. Subliniez, fără să am nicio emoție că cineva m-ar contrazice sau aș avea argumente dacă mă contrazic, faptul că soarta României s-a hotărât în această zonă de 4 ori, în cele 3 bătălii de la Oituz, așa zise de la Oituz, dar erau complementare și celelalte direcții de aici, și în bătălia de la Cașin, din 1916, între Crăciun și Anul Nou, când cei din Europa admirau dansul traiectoriilor și se distrau, românii noștri de aici, localnicii noștri,
se uitau îngroziți la dansul de foc al traiectoriilor aducătoare de moarte. Atunci au fost cele mai groaznice acțiuni militare în această zonă. Numai în spațiul, chiar dacă vă plictisesc, vă mai țin un minut, n-am ce face, numai în spațiul acesta dintre râurile Slănic și Cașin au murit în primul război mondial 50.000 de români. Numai într-o singură zi, undeva în dealul lângă Cașin, între Cașin și Oituz, au murit 1200 de grăniceri care abia intraseră și primiseră botezul focului, tineri toți flăcăi, așa cum ne descrie istoria. În afara granițelor naționale, am avut în Italia, din cei care au luptat în sub Imperiul Austro-Ungar, am avut prizonieri 200.000 din 500.000 a întregului Imperiu. Și acum, într-o biserică din Roma, există câteva cutii cu osemintele acestor ostași care au fost prizonieri, n-au mai ajuns acasă și au murit acolo. Aș vrea pentru cei care vor să studieze istoria să vadă cum au luptat românii noștri din Transilvania și din Bucovina atunci când au fost luați prizonieri în armata țaristă și au luptat în armata albă din Rusia împotriva armatei roșii în Caucaz și prin alte zone. În al doilea război mondial, nu vreau să vă dau cifre multe că ne îngrozim, dar numai la Stalingrad și în stepa Calmucă au murit 150.000 de militari români. Iar acolo, cei care au luptat împotriva comunismului s-au constituit într-o divizie numită Divizia Sălbatică. Nu știu câtă lume își mai amintește de această divizie sălbatică de români, care a venit în țară abia în 1920, au ajuns la Constanța cu vaporul, au venit printre cei din Armata Roșie într-un tren blindat, nu îndrăznea de aia și ziceau Divizia Sălbatică, nu îndrăznea nimeni să se apropie de ei. Erau toți de dincolo de munți, au coborât la Constanța, au sărutat pământul țării, au văzut regatul și au plecat mai departe. Eroii români întotdeauna s-au sacrificat fără niciun fel de dorință de a fi lăudați. Avem foarte multe exemple. Nu vreau să mai spun mai multe decât, totuși vă spun și asta, un ofițer german, medic, un capitan, aici undeva chiar la vreo 10 km, nota într-o scrisoare pe care o trimitea acasă, n-am mai apucat să o trimită, și îl citez: românii se luptă ca nebuni, sfidează moartea. Iese un ofițer și face o ședință cu ei și se avântă în luptă fără să-i intereseze viața lor. Nu-i interesa, îi interesa soarta țării. Și n-aș vrea să-i vorbesc mai mult, sunt tentat să spun multe, decât să închei prin faptul că ei ne-au lăsat de moștenire țara. Dar și porunca aceasta pe care trebuie să o simțim toți, din generație în generație, de a o apăra la rândul nostru cu orice sacrificiu, chiar cu prețul vieții dacă va fi nevoie. Și am să închei cu o afirmație a lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea, că am început cu Iorga. Barbu Ștefănescu de la Vrancea, cum am spus, spunea așa: noi, eroii trăiesc prin noi, noi trăim prin copiii noștri, iar copiii noștri vor trăi prin urmașii lor. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc, domnule general, membru de onoare a Cultului Național, Regina Maria. Distinse domnule colonel, președintele Asociației Veteranilor de Război, a cadrelor militare în rezervă și retragere, domnule colonel Ciupercă, vă rog să ne transmiteți un mesaj. Onorată asistență, mulțumesc organizatorilor pentru că mi oferă onoarea de a prezenta salutul asociației noastre adresat tuturor participanților la această intensă trăire religioasă în înălțarea Domnului. Este o zi mare, plină de încărcătură emoțională și spirituală, deoarece ne omagiem eroii neamului românesc, ne omagiem veteranii, dar sărbătorim și înălțarea de-a dreptul Domnului Iisus Hristos, de-a Domnului Iisus Hristos. Eroii poporului român, un nume așa cum arăta și copilul care a vorbit înaintea mea,
cu unii cunoscuți și mai mulți necunoscuți, ne arată că poporul român a avut o vână de existență pe care n-a putut să o înfrângă nimeni. Ziua aceasta, ziua eroilor, este o manifestare de suflet, o simțire patriotică pentru eroii neamului, totodată elogiind memoria, faptele de vitejie, sacrificiul acestora, admirându-le vitejia, curajul, puterea și dedicarea de a proteja viețile urmașilor, de a fi luptat cu eroism pentru o Românie eternă, pentru o Românie independentă, pentru o Românie mare, pentru o Românie mândră pe arena vieții internaționale. Prin acțiunile întreprinse în toate situațiile istorice dificile, noi am arătat că suntem trăitori milenari pe acest pământ. Și aceste acte de eroism răzbat istoria ca un fir roșu. Și nu putem spune și afirma decât ca Dumnezeu să binecuvânteze eroismul acestora în Caucaz, Stalingrad, Țiganca, Debrețin sau Munții Tatra, Mărășești, Mărășești, Tuitus și de ce Plevna și de ce nu Plevna și Vidin. Acest eveniment în viața comunității dumneavoastră ne dă ocazia să admirăm încă o dată vitejia, suferința ostașului român, atât în timpul războiului, dar și demnitatea cu care a trecut peste valul de foc, care a anihilat o bună parte a intelectualității românești, din care cadrele armatei române au suferit mai mult decât cetățenii de rând sau fosta clasă politică. Și ne permitem să adresăm în aceste momente solemne creatorului vieții și trăirii pe acest tărâm al Maicii Domnului. Doamne, Tu măcar ai aflat de toate acestea? Cu siguranță da. Deși pe noi românii toate războaiele ne-au găsit nepregătiți, ca și inundațiile sau zăpezile din zilele noastre, eroii foștii, ostași, luptători au găsit energia să demonstreze clasei politice din toate vremurile că românul are în sânge dragostea de neam și țară și chiar și-a permis de multe ori să fie deasupra vremurilor, contrazicând prin fapte chiar male cronicar al tuturor românilor. Cine poate uita ultimele cuvinte ale generalului David Praporgescu, prăbușindu-se înveșmântat în sânge în mijlocul ostașilor săi în defileul Oltului? Nu slăbiți credința, a noastră izbânda. Eroii au fost militari activi, au trăit o viață liniștită, au plecat la război pentru a ne asigura nouă liniștea, a ne proteja neamul, tradiție, țara, copiii, nevestele, mamele și tații, râul Ramul, adică patrimoniul de neprețuit al poporului român. În tot cu aceste gânduri și sentimente, admirăm faptele de vitejie ale înaintașilor noștri, dar și ale puținilor veterani care mai sunt în viață, chiar poate dacă la dumneavoastră aici nu mai este nimeni. Aceștia exprimă o istorie autentică și, obiectivă, ei fiind fii acestor meleaguri moldave care au intrat în malaxorul istoriei celui de-al doilea război mondial, apărând cu străjnicie țara împotriva vrăjmașilor, indiferent că s-au numit ruși, americani sau nemți. Faptele lor eroice în vremuri de restriște au urolat frumoasa noastră istorie românească și pentru aceasta cu venerație ne înclinăm în fața acestor imense personalități. Chiar dacă se sping veteranii, lăsați-i în uitare, încet în tăcere și în lacrimi se sting și nimeni nu-i plânge, pe nimeni nu-i doare, că mor veteranii, nici ei nu mai plâng. Prin fește-i mai mișcă, mai sunt încă vii și așteaptă să sune un ultim atac, căci astăzi sunt iarăși în linia întâi și așteaptă semnalul și rabde și tac. Privește-i trecând resemnați spre vecie, pășind maestoți ca lumea să știe că ei n-au cerșit, nu s-au plâns, n-au crâcnit, au luptat, au muncit, au tăcut și chiar au murit. De-au fost generali, de-au fost simpli soldați, pe front nu contează. Nu este o lege să-ți aperi gradul,
Ești doar un bărbat în luptă cu moartea și moartea n-alege. Din vest până în est, întregul pământ, cu sângele lor în război laudat, cu trupuri uitate sub cruci de mormânt, tot drumul Golgotei a fost jalonat. Iar cei ce au scăpat de cumplitul infern, la matcă întorși, au fost așteptați potrivit obiceiului nostru etern, la Iud, la Sighet, la Pitești, la Galați. De aceea când trec veteranii, cu fețele subte de sfânt bizantin, oprește-te în loc, că ei sunt titanii istoriei noastre și lor să te închini. Sunt candele sfinte, cât pâlpâie încă, mai dă-le onorul. Acești oameni triști ți-au clădit viitorul în piatră și în stâncă și au murit pentru tine ca tu să existi. Asta e patria română, unde au vitejit strămoșii. Asta e patria română și a sfântă să ne fie. Asta e patria cea dragă, să-i dăm patriei române inima și viața întreagă. Să trăiți! Mulțumesc, domnule colonel. Mulțumim din suflet pentru cuvintele deosebite. Și în continuare invit două eleve ale școlii gimnaziale numărul 1 Târgu Ocna, Mara Grozescu și Dima Irina, care vor susține un scurt moment artistic. Pui de lei. Eroi au fost, eroi sunt încă, și-ar fi neamul românesc. Căci rupți sunt ca din tare stângă, românii orice unde cresc. E vița noastră favorită de doi bărbați cu brațe tari și cu voința oțelită, cu minți deștepte, inimi mari. Și unul-i Decebal cel harnic, iar celălalt Traian cel drept. Ei pentru vatra lor, amarnic, au dat cu atâția dușmani piept. Și din așa părinți de seamă, în veci s-or naște luptători, ce pentru patria lor mamă vor sta ca vrednici următori. Au fost eroi și-or să mai fie, ce-or frânge dușmanii cei răi, din coasta Daciei și ai Romei, în veci s-or naște pui de lei. Transilvania mea sfântă, de mult tu ai fost râvnită, Doamne, ocrotiștii pe români. Transilvania mea sfântă, tu de mult ai fost râvnită, Doamne, ocrotiștii pe români. De-ai nostear ardealui sfânt, cât o fi om pe pământ, Doamne, ocrotiștii pe român. De-a nostar, de-a lui sfânt,
de-ai noastră, dar de-alul e sfânt, cât o fi om pe pământ, Doamne, ocrotiști pe român. Mulțumesc! Iată că cele trei simboluri și valori ale românismului și a tuturor românilor, biserica, armata, școala, au fost astăzi întrepătrunse aici la Târgu Ocna. Vă mulțumesc! Urmează depunerea de coroane. Gardă, drept! Gardă! Pentru lor înainte, prezentați, arm! Depune coroană de flori, Consiliul Județean Bacău, domnul vicepreședinte Pamfil Gelu Ionuț. Educativ Târgu Ocna și Spital Penitenciar Târgu Ocna.
parohia Buna Vestire Târgovna. Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, domnul general în rezervă Apostol Vasile Jenică și Asociația Națională a Cadrelor Militare în rezervă și retragere din NAPN, domnul colonel Ciupercă Costel. Complexul de servicii sociale pentru persoane cu dizabilități Târgovna. Unitățile școlare din orașul Târgovna. Salina Târgovna.
Gardă! Drept! Gardă! Pe loc! Pe pauză! Urmează defilarea. Gardă! Drept! Hai că pleacă ăștia, o nebun! Gardă la dreapta! Gardă! Hai! Gardă! Pentru colonare! Înainte! Mărți! Mulțumim domnule director Vasile Scutaru, vă mulțumim tuturor pentru prezența la acest eveniment și vă așteptăm la cel la următorul eveniment care va avea loc acum, peste câteva minute, la cimitirul eroilor din primul război mondial, situat în centrul orașului, lângă Biserica Sfântul Nicolae. Să ne binecuvinteze Dumnezeu pe toți, să fim sănătoși, tuturor dumneavoastră la mulți ani și fericiți. Vă mulțumesc!